Nu uitați să dați like și să vă abonați pentru mai mult conținut. Danii, concubina regelui, episodul 11. Danii este salvată din mâinile oamenilor facțiunii Namin de către rege și gărzile acestuia, iar după ce primește o ceartă părintească din cauza faptului că nu avea ce să caute la asemenea o retârzii singură pe străzi, îi povestește regelui despre dovada pe care o găsise. După ce acesta aude toată povestea, merge la capitanul său pentru a vedea cu ochii lui că ceea ce spusese fata era adevărat. După ce adevărul este scos la iveală, începe agitația în palat. Biroul de investigații clocotea deoarece acest eveniment le punea credibilitatea în pericol, mai cu seamă că fata care a rezolvat cazul era o sâclavă, iar acest lucru făcea ca umilința prin care treceau anchetatorii să fie de neîndurat. Doamna Jean este eliberată și primul lucru pe care îl face este să o cheme pe Danii în apartamentele sale și să îi mulțumească pentru prețiosul ajutor. Regele convoacă o întâlnire cu toți oamenii din guvern, comunicându-le că de data aceasta nu va mai tolera acest caz, deoarece deja nu mai era vorba despre doamna Jean, ci o astfel de întâmplare dovedește că există un război continuu între politicieni pentru putere și influență, iar de data aceasta s-a mers mult prea departe încât s-a îndrăznit să se riște viața reginei. Drept urmare, l-a chemat pe capitanul său și a reîncredintat cazul spre elucidare. Tot biroul de muzică se aștepta că Danii să primească o recompensă din partea regelui pentru maestria de care a dat dovadă în rezolvarea cazului. Ba mai mult decât atât, seful Huan și veșnicul neliniștit Yungdal, crezând că se vor mai delecta cu bunătățile culinare regale primite data trecută, au hotărât să se înfometeze până a doua zi, când au presupus ei că se va da ospățul regal. Jean Hejae, fratele doamnei Jean, a sosit în oraș și deja a creat un scandal încurcându-se cu o femeie căsătorită. Încercând să fugă de bărbatul încornorat și de oamenii acestuia, găsește ascunzătoare în camera pe care o închiriase Cheonsu de la Yungdal. Dar mica gloată furioasă îl găsește și Cheonsu este nevoit să intervină și din doar câteva mișcări mai astre îi pune pe toți la pământ, fiind astfel extrem de lăudat de către fugarul amorez. Acesta merge să o viziteze pe sora lui și, când este întrebat de ce a provocat scandalul, el își dă rama pe față replicându-i faptul că a vrut ca ceilalți să-l privească că pe un om prost și necugetat, în modul acesta nefiindu-i urmărite îndeaproape acțiunile de către aceștia. Cei doi frați își aduc aminte de un jurământ pe care îl făcuseră prima oară când au intrat în palat și hotărăsc că este momentul să treacă la acțiuni, deoarece timpul pe care l-au petrecut în expectativă a fost destul. Doamna Jean îi mărturisește că ar dori să o folosească pe Danii în planurile ei, dar Heje o sfătuiește să nu o țină atât de aproape pe fată, deoarece aceasta seamănă mult prea mult cu ea și este de ajuns că deja există o persoană inteligentă, pricepută și cu mult peste statutul ei social și nu mai este nevoie de o alta. Danii se afla la cumpărături și se întâlnește cu ofițerul de la prefectură. Din vorbă în vorbă ajunge să-i spună acestuia de planul de înfometare al celor de la biroul de muzică, în așteptarea ospățului regal. Ofițerul, amuzat de cele auzite, se hotărăște să-i ofere el un cadou drept recunoștință pentru meritele fetei și îi cumpără niște podoabe scumpe. Nici nu termină bine că apar cei doi comici muzicieni înfometați și, pentru că păreau dubioși, au fost înșfacați de gărzile care îl păzeau pe ofițer. După ce misterul identității acestora a fost elucidat, se fac prezentările oficiale și cei doi petrecăreți îl invită pe ofițer la un pahar de vin și o masă bună. Discuțiile avute cu acești oameni veseli și simpatici reușesc să-l amuze teribil pe rege, iar pe drumul de întoarcere spre casa acesta îi mulțumește lui Danii pentru că i-a îndeplinit una din dorințe, și anume să trăiască o zi ca un om obișnuit. Danii este chemată în curtea biroului de muzică, unde este așteptată de niște oficiali de la palat. Aceștia îi citesc decretul prin care este avansată la gradul de anchetator în cadrul biroului intern de investigații. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.